Salutare și bine ați venit pe canal. În acest video o să vă arăt cea mai simplă metodă de a monta rulmenții fereale strica pe ambelaj, după care doar rămâne încălzirea ambelor cartere și băgarea în carter. Dar să introduceți rulmenții pe ambelaj, am ales cea mai simplă metodă pentru voi să vă arăt. Am aici doi rulmenți și le-am sortat special de la SKF. Și sunt din alea cu această protecție. De fiecare dată, această protecție va veni către ambelaj. Iar asta către semering. Aici va fi semeringul, protecția asta vine către ambelaj, deoarece să protejeze dacă se sparge rulmentul, să nu se ducă în carter sau să spargă ceva. Și vom începe cu primul rulment, cum am spus, cam așa. Asta vine către ambelaj. Frumos, căutați o țeavă faină care să vină pe cămașă, nici într-un caz să nu depășească cămașa. Vedeți? Pe cămașă. Deci aici nu are cum să-l strice, poți să-l bați cu ciocan de oțel de 20 de kg, n-ai cum să-l strice. Vine cam așa, după care puteți să loviți ușor pentru a... Așa. Așa. Ok. Primul îl avem fixat. Vedeți și voi. E destul de simplu să-l fixați. Încă puțin, trebuie să fie foarte aproape, în cazul în care când veți centra să fie, trebuie să fie și mai aproape. Ok, după ce ea vine pe partea asta, tot așa, protecția asta către ambelaj și asta în sus. Da, le avem fixate, cum se vede. Ok. Frumos, după care urmează să puneți ulei pe ele. Frumos, le lubrifiați. Așa. Și pe partea asta, la fel ulei. După care vin puse într-o pungă și băgate la congelator cel puțin 12 ore ca să înghețe ca lumea, după care montarea pe carter, încălzit carterul prima dată, primul, al doilea și puse, dar asta este cea mai simplă metodă de a le monta pe ambelaj, după care pe carter doar încălziți și e treaba destul de simplă. Fix în poziția asta, dacă nu aveți spray care îngheață, le băgați într-o pungă, frumos, asamblat, împachetat și le băgați la congelator, să stea, cum am spus, cel puțin 12 ore, să fie înghețate bocnă, cum se zice, după care vă puteți apuca de montarea ambelajului pe carter și nu o să aveți surpriză că se strică, că se duce repede, că aveți probleme, și cred că asta este cea mai simplă metodă, cea mai corectă și cea mai rapidă de a le monta. Cum am arătat până acum, le-ați montat fain frumos, le-ați lubrifiat, le-ați băgat la congelator, au înghețat bine, luați-o
lampă. Încălziți odată primul carter, încălziți al doilea, îl puneți, montați silicon, încălziți al doilea carter, montați și al doilea carter, puneți silicon și eu zic că va fi montat perfect și nu o să aveți surpriza că se strică sau puruie sau așa mai departe.